Lucrarea cu femeile a Bisericii Hillsong din București se numește Sisterhood. În acest grup, femeile se întâlnesc pentru a învăța din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a fi transformate astfel încât să-și împlinească chemarea și pentru a relaționa. Odată pe an este organizată o conferință pentru femei. În 2024, tema a fost Fiicele Regelui. Sisterhood este lucrarea de femei a Bisericii Hillsong. Este o lucrare prin care lună de lună ne întâlnim ca și femei și învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, învățăm cum să fim așa cum Dumnezeu ne-a creat să fim și ne-a chemat să fim. Dar odată pe an facem ceva deosebit. Avem o conferință pentru femei în jurul datei de 8 martie. Anul acesta ne-am întâlnit pentru o zi întreagă să învățăm despre ce înseamnă să fim fiicele lui Dumnezeu, ce înseamnă acest statut, ce beneficii ne aduce, ce chemare ne face și în ce mod ne transformă la nivel personal, la nivelul minții, la nivelul inimii și în viața noastră de zi cu zi. În cele 3 sesiuni au fost abordate câteva teme care să le ajute pe participante să-și înțeleagă identitatea și chemarea. Moștenirea în Hristos, statutul de fiice ale Regelui, inima de tata lui Dumnezeu, despre mentalitatea de victimă și cum se poate lupta împotriva ei. La prima sesiune, Athena Bloj de la Biserica Noua Generație din Târgul Mureș ne-a vorbit despre beneficiile pe care le avem ca fiice ale lui Dumnezeu, despre moștenirea pe care o avem în Hristos, despre curajul pe care îl primim și despre coroana pe care o avem, onoarea aceasta de a fi fiicele lui. În cea de-a doua sesiune am discutat cu psihoterapeut Sandra Voicu, care ne-a vorbit despre mentalitatea de victimă. Ce anume înseamnă această mentalitate? Cum vine ea în contrast cu mentalitatea de fiică de Dumnezeu? Și cum putem să ne schimbăm, dacă cumva ne regăsim în această mentalitate, cu această mentalitate? Și mai specific am vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu pe care îl putem folosi să înlocuim anumite gânduri care sunt specifice unei astfel de mentalități. Iar la a treia sesiune am avut onoarea și binecuvântarea să vorbesc participantelor despre inima de tata lui Dumnezeu. Am vorbit despre pilda fiului risipitor, în care se vede așa de puternic cum Dumnezeu își iubește copiii săi, cum pleacă în căutarea lor sau îi așteaptă de fapt ca ei să se întoarcă, cum îi iubește și e gata să-i ierte, să-i primească din nou și să le dea, le restituie statutul de copii ai săi. Și am vorbit despre toate acestea în contextul nostru de fiice ale lui Dumnezeu. Sunt astea 3 lucruri extrem de valoroase pentru noi. Dragoste, acceptare și valoare. Fiecare om care se naște pe pământ doar 3 nevoi are. Doar aceste 3, dragoste, acceptare și valoare. Și pe toate le împlinește Dumnezeu. Singura persoană care e cu adevărat în cunoștință de cauză cu privire la noi este cu siguranță Dumnezeu. Și El ar fi de dorit să fie oglinda în care ne privim ca să luăm informații despre noi. Primul lucru pe care îl avem ca fiice este o moștenire. Al doilea e curajul, luptă. Și a treia este o coroană. Coroana noastră e autoritatea pe care o primim de la Dumnezeu. Când unii oameni te resping, suferința e reală, dar nu schimbă cu nimic valoarea ta. Avem nevoie să creștem în capacitatea de a ne privi în oglinda care este Tatăl. Organizatorii de la Biserica Hillsong din București doresc să continue seria aceasta de evenimente, știind că Dumnezeu lucrează atunci când creștinii se adună în numele Lui. Vrem să continuăm să facem asta. Anul acesta am fost de-abia la a doua ediție, dar credem că este chemarea noastră să organizăm în continuare astfel de întâlniri în care femeile să audă un cuvânt specific pentru ele, direct din inima lui Dumnezeu. Așa că invităm pe toate femeile care urmăresc, la care ajunge știrea aceasta, poate în anul următor, dacă este posibil, să ajungeți la București, să ne fiți alături și până atunci sperăm că veți fi încurajate de mesajele pe care le punem la dispoziția voastră a tuturor. Zgomot, haos, confuzie, minciuni pe care le credem cu așa de mare ușurință, uitând cine suntem cu adevărat. Ne conturăm imaginea prin ceea ce avem, prin ceea ce facem și prin relațiile în care suntem implicate. Dar cine are de fapt autoritatea de a ne defini? Este momentul să-ți reamintești că porți în tine o identitate nobilă și sacră, o identitate care nu este definită de standardele lumii, ci de cuvintele însuși Creatorului tău, ale Regelui lumii. El te privește chiar acum și îți spune: tu ești fiica mea,
Așa că plină de credință, plină de încredere, trăind în această identitate, vei primi puterea de a străluci în locul tău unic. Să fii o lumină pentru lumea aceasta în care ai fost pusă și pentru acest timp special.